duminicuri pe seară. Deci după un contact se duc și fac duș, se revine în club, în propriu-zisul club, se mai bea un pahar. Deci foarte importantă pentru un club. Nu știu pe site. Pe site este o altă problematică care o cunosc aproximativ, de-aia nici nu mă bag prea, nu sunt prea interesat. Dar la club, unde vii contact direct cu acești oameni, este foarte importantă categoria, este foarte importantă. Domnul Liviu, și noi, probabil că sunteți la curent, organizăm petreceri de socializare, deci nu de swing, de socializare. Da, știu. Ori da, da, da. Ne putem mândri cu o cifră record, domnul Diaconescu, 100 de cupluri. No, poftim, senzațional, sigur. Acum, nu, la noi nu, vă dați seama. Îmi pare foarte bine că relațiile sunt ok, deci este poate singurul loc unde lumea nu se halește una pe alta, unde nu sunt prea multe bârfe și gelozii. De altfel, noi în asociație promovăm eradierea geloziei, scoaterea definitiv dintr-un cuplu, pentru că înseamnă ură, înseamnă mizerie, înseamnă până și crimă. Gelozia este cel mai urât lucru a faței feței umane. Ori noi am reușit să facem acest lucru și cred că împreună cu dumneavoastră, cei de cu site-urile, am făcut același lucru. Am încercat să eliminăm ce, în primul rând, gelozia. Pentru că un swinger nu poate fi gelos. Și nu numai gelozia, ci și destrămarea familiilor. Absolut. Deși foarte mulți ne acuză am să vă spun ceva care este foarte interesant, punct care poate nu l-ați introdus în discuție pentru că poate nu-l știți, dar am să-l spun eu. În Olanda, un cuplu care are probleme sexuale, căsătorit 10-12 ani, la care bărbatul este mai puțin activ, femeia mai activă, primul lucru care se întâmplă, se trimite la medicul urolog. Dacă totul e ok biologic, prima merge mai departe la cine? La un neurolog. Neurologul studiază problema, este tot ok, ultima fază și totul se întâmplă foarte rapid, sociologul. Sociologul, după două discuții, două ședințe, îi trimite unde să-și refacă plăcerile, ca să nu se despartă, că și femeia are dorințe, dar dacă el nu mai poate, ce face? Ne despărțim, lăsăm copii, casă, împărțim totul? Nu, îi trimite la club de swing. Și 99%, pentru că am citit statistici din cazuri, această căsătorie continuă în perfectă stare, dar aș mai spune ceva în plus, mai bine. De ce? Pentru că satisfacția sexuală vine dintr-un alt colț. Chiar și bărbatul ăla, care nici n-a crezut că el va avea plăcere sexuală, de acum înainte, dintr-o dată începe să aibă plăcere sexuală,